Salutare! Sunt Florin și îți prezint un obiectiv Carl Zeiss Tweet de 12 mm cu diafragma 2.8, cu montură pentru aparatele foto mirrorless, Sony NEX și Fuji X. Face parte din prima serie de obiective mirrorless cu autofocus de la Zeiss. Primul aspect foarte important ce ține de acest obiectiv pe care vreau să ți-l spun este titlul acordat în anul 2013-2014 și anume European Compact Systems Lens of Year. Am ieșit pe o stradă strâmtă a Bucureștiului, cu o clădire foarte înaltă, dorind să vă scot în evidență unghiul acestui obiectiv și calitatea optică de asemenea. Gândiți-vă că acest obiectiv vă poate ajuta foarte mult la realizarea cadrelor din interior, a cadrelor de arhitectură sau chiar și în familie atunci când este un grup foarte mare. Cea de-a doua caracteristică importantă legată de acest obiectiv este optica. Carl Zeiss Tweet de 12 mm cu diafragma 2.8 dispune de o optică de Nvidia. Elemente cu o dispersie scăzută, alături de tratamentele multistrat, vă vor oferi imagini bogate în detalii și un contrast excelent. Pasajul Villacroce era locul ideal pentru a-ți arăta diafragma foarte bună a acestui obiectiv de 2.8, deschiderea acestuia și calitățile optice atunci când ai mai multe tipuri de lumini, cum ar fi vitralile sau lumina de zi sau lumina din interior de la aceste magazine. Acesta este un cadru pe care l-am realizat în interior. Sunt convins că și pe voi o să vă ajute foarte mult în realizarea unor fotografii de calitate excepțională. Focalizarea rapidă și silențioasă a acestui obiectiv este cea de-a treia caracteristică importantă. Motorul de focus asigură o focalizare excelentă, fiind foarte eficient, mai ales la urmărirea unui subiect în mișcare. Am păstrat această caracteristică să ți-o prezint acum când deja afară lumina a scăzut, mașinile deja s-au aprins farurile. O să vedem cât de repede focalizează acest obiectiv în aceste condiții. Acum o să facem o fotografie cu mașina ce se află în fața noastră. Se descurcă foarte bine pe focus. Luminozitatea este un alt punct forte al acestei lentile. Este un obiectiv foarte luminos cu o deschidere a diafragmei de 2.8. Este potrivit pentru situațiile în care se dorește o bună separare a subiectului de fundal sau pentru situațiile de iluminare slabă. Acest obiectiv luminos te ajută foarte mult și în realizarea unor portrete foarte bune atunci când luminozitatea este scăzută. O să vă arăt un exemplu cu acel violonist. Cea de-a cincea caracteristică importantă a acestui obiectiv este deschiderea focală de 12 mm. De aceea, acest obiectiv ultra-wide este foarte bun pentru fotografia tip peisaj sau arhitectură. În fotografia de arhitectură sau în momentul în care dorești să fotografiezi pe un plan general foarte larg, acest obiectiv te ajută foarte mult. O să fac un cadru să vezi ce poate acest obiectiv. Să recapitulăm cele 5 caracteristici importante legate de acest obiectiv. Un obiectiv premiat. Optica cu dispersie scăzută și tratamentele multistrat, focalizarea rapidă și silențioasă, luminozitatea și deschiderea de 12 mm. Înainte să închei, vreau să-ți amintesc că poți testa și tu acest obiectiv mirrorless autofocus Carl Zeiss în magazinul F64, atât în interior cât și în exterior împreună cu un consultant. De asemenea, îți recomand folosirea filtrelor Hoya HD sau Ken Cosetta de 67 mm.